În perioada 19-22 martie, echipele de control au organizat 20 de acțiuni punctuale în zonele aglomerate și în mijloacele de transport în comun. Aceste acțiuni au vizat în ce măsură respectă botoșenenii măsurile impuse de către autorități. Au fost astfel aplicate 213 sancțiuni contravenționale în rândul cetățenilor care nu au respectat măsurile de protecție sanitară. Valoarea amenzilor este de 31.000 de lei. Din totalul sancțiunilor contravenționale aplicate de către forțele de ordine, 176 dintre acestea au fost aplicate pentru faptul că persoanele nu purtau mască de protecție în locurile în care aceasta este obligatorie, iar 34 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate persoanelor care nu au respectat interdicțiile privind deplasarea după ora 22. Autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte în continuare măsurile impuse în contextul stării de alertă, atât pentru sănătatea lor, cât și pentru sănătatea celor din jur.